erau trei studenți, studente și doi medici care terminaseră. Nu știu exact cum e sistemul, nici acum nu știu cum e sistemul la ei. Cert că el avea o diplomă prin care atesta că e stomatolog. L-am adus la mine, teoretic mai știa unele chestii, practic era destul de greu, dar domnul care l-am ales era cel mai ok dintre toți. Da, da, da. Și am început. Stăteam în fiecare zi câte 2-3 ore cu el. A fost foarte greu. Afară erau 40 de grade. Adică, practic, un fel de training? De training, exact. Trainingul l-am început cu toți 5. Uh-huh. Și discutând cu ei... Măi, nu numai ar trebui să aibă o pregătire de bază. Da, avea o pregătire de bază, da. Și nu aveau locuri de muncă sau nu? Nu, nu. Bine, studenții, normal că nu aveau locuri de muncă. Da. Cel care a terminat, am doi medici, mai lucrau ca part-time în cabinete, la alte cabinete. Mai sunt ceva cabinete. Și l-am ales pe medicul acesta. Și am început în fiecare zi să lucrez cu el. Am început extracții, obturații. Mai mult medicină, stomatologie, de urgență. Venea pentru că era gratuit, presupun, nu? Da, era gratuit. Dar totul era gratuit. Și au avut fetele ideea să selectăm pacienții, adică cei care, membrii organizației din Bamako, să aducă ei, din comunitatea respectivă, pacienți. Că dacă nu era, la început, dezastru, pentru că veneau sute de oameni, probabil. Mm-hmm. Ce fost selectați un fel de triaj. Un fel de triaj, nu știu pe ce criteriu. Pe criteriu, ideal ar fi fost pe cei care nu-și permit să plătească. Păi nimeni nu prea își permite să plătească, cel puțin în cartierul respectiv nimeni. Sunt foarte puțin. Păi, ați ales un cartier? Am ales cartierul, organizația ales cartierul și acolo și funcționează. Mm-hmm. Sunt mulți săraci. Foarte mulți săraci. E o țară neocolonialistă, cum să fie altfel. Da. Ei, și am început să lucrez, a prins foarte repede. Băiatul ăsta foarte repede, care și-a 30 de ani, 31 de ani. Cel puțin cu tratamentele de urgență. Am început cu tratamentele de urgență, am încercat să mai avansez un pic cu trainingul cu el. Am văzut că mă împotmolesc. Și am lăsat-o doar cu tratamentele de urgență și extracțiile. Pansamente calmante, extracții, incizii de abces, chestii mai... Era foarte greu să muncesc. Afară erau 40 de grade. Da, e foarte greu. Asta mi-a fost cel mai greu, cred. Erau 40 de grade, lucram într-o cămăruță 3x3 în care aveam... aparatul de sterilizare și compresorul care fac o căldură. Și nu puteam lucra mai mult de 2-3 ore. Mai ieșeam afară, mai lăsam pe el să mai lucreze, mai intram. A fost destul de greu din punctul ăsta de vedere. Și el a acceptat să lucreze gratuit? Nu, el e plătit de mine. La început cu organizația am înțeles ei să plătească chiria, care era de 80 de dolari pe lună. Și ceea ce e destul de mult pentru 3x3 în Mali. Nu? Da, dar am și sala de așteptare. Da, da, da. E destul de mult. Păi e destul și de așa, mult. Chiar și așa da. E mult. Da. Dar n-am avut de ales. Și eu plătesc salariul medicului 200 și ceva de dolari pe lună. De atunci, din iunie. Și acum mă ajută și colega mea, la doctor Glinov, că împărțim. Mi-e destul de greu. Da, nu e un capăt de țară. Nu e un capăt de țară, nu. Pentru că organizația... Nu, mi-e destul de greu pentru că... Ajută da, foarte mult foarte într-o mulți lună, oameni. Pentru da. Că îi ajută cu 100 da. De euro de la tine atunci? Era mai simplu, atât timp cât organizația plăti chiria și mai plătea o parte din consumabile, care nu ajungeau... am dus eu o parte din consumabile, a dus colega mea o parte din consumabile, dar între timp s-au terminat consumabilele. Bine. Pacienți fiind foarte mulți și a fost nevoie organizația să procure. Consumabilele. Și le-a plătit ei. Ei, acum când o să rămână fără consumabil, o să trească să-l plătim noi. Fiind din stat, organizația, sponsorul a falimentat, are probleme financiare mari. Organizația respectivă? Da, s-a oprit și construcția clinicii, oarecum a rămas eu cu doamna doctor Grinov să susțin cabinetul ăla. Da. Destul de complicat.
Da, mă rog, cum a spus dumneavoastră, nu în capăt de lume. Mă gândesc că atunci... Și mă mulțumește financiar, mă mulțumește pe mine. Deci chiar mă simt foarte bine și foarte împlinit cu chestia asta. Eu așa știu, așa am învățat. Și așa s-a confirmat practic. Atunci când încerci să faci lucruri bune, se întâmplă. Se întâmplă și de la sine și lucrurile se leagă și încep să meargă în direcția bună. Acum, de o vreme... Se întâmplă lucrul ăsta. Da. De vreme încoace am întâlnit foarte mulți oameni care fac lucruri bune și nu vreau să se vadă. Deci nu fac pentru a se... Da. Aș promova o imagine. Pe dumneavoastră, pe Alin, am întâlnit pe Ușeriu, trebuie să știți. Chiar am stat la discuție cu dânsul. Da, sigur, cum să nu știu. Un om extraordinar. Dar idei care nu se promovează. Nu mi se pare că se promovează. De fapt, la noi se promovează prostul gust, da, se promovează politicieni, știrile de senzație. Dar e răutatea ora. Da. Dar în fine, mai bine să vorbim despre Malik. Cum era, despre organizare, despre sistemul social, mi-a spus puțin. Cum era clima? Trebuie să fie și lucruri frumoase acolo, nu? Da. Oamenii sunt foarte calzi. Oamenii sunt foarte calzi. Deci, din sărăcia în care trăiesc, sunt foarte, foarte calzi. Și nu au acumulat frustrări. La noi mi se pare că foarte, foarte mulți oameni sunt frustrați. Majoritatea. Nu e așa la ei. Deși, v-am spus, trăiesc într-o sărăcie luce. Deci, cu sub un dolar pe zi, 80% din populație, vă dați seama. Pe când un litru de benzină e un dolar. Da. Deci e destul de greu. Oamenii sunt ok. Clima nu mi-a plăcut absolut deloc, cel puțin în perioada în care am fost eu. Erau 40-42 de grade. E foarte cald. Și umezeală? Doar când ploua. Când ploua și era furtun de nisip, era ciudat. Atunci pentru mine era insuportabil. Mai era foarte greu când aveam de mers la ceva întâlniri. Trebuia să ajung în centrul orașului și căldura cu fumul făcea așa o chestie, o ceață. Da. Și atunci era destul de greu, dar asta a fost ok. Mi-a plăcut. Mâncarea a fost destul de ciudată. Da, despre asta să ne spuneți. Cum mâncam, unde m-am cazat aveam și meniu plătit. Okay. Și când era mâncare africană nu prea serveam. Preferam să mă duc să mănânc la restaurant în oraș. Restaurant se gătește și... European. Da? European, da. Nu românește, european. Adică și ce? Și chestii de fast food. Un sandwich, nu știu da, ce. Exact. O salată, un sandwich. Mai mult chestii de fast food se gătește. Și mâncare africană? O singură dată mi-a plăcut să zic că întignește mâncarea africană. Normal. Gătesc foarte mult cu ceapă, sosuri de ceapă, cu orez, cu pește. Am un pește afumat și foarte urât, mirositor, când e gătit. Când e gătit, mă miroase așa de urât, afumat și uscat. Mm-hmm. Și ăla în combinație cu sos de ceapă și cu orez, nu prea ține. Dar spunea și că s-a nimerit să vă plagă, da? Da. Am fost invitat la un membru al organizației acolo și a făcut... ceva friptură de carne de vită și carne de vițel, de oaie, tăiată mărunt, cu tot felul de mirodenii, cu cartofi, cu salată, urnată, a fost chiar bun. Extraordinar. Și așa o tavă mare, cu toți stăteau pe lângă și... Da. Este cel se mănâncă cu mâna. Condimentat. Se mănâncă cu mâna. Asta m-a șocat la început. Mi-era destul de greu. Am cerut acumuri. Asta a fost câteva zile până am văzut că nu se spală tacâmurile și le bag un pic în apă și așa. Și după aia mă spălam înainte pe mâini și mâncam și eu cu mâna, că era mai sănătos. Păi da. Ideea mai bună era să fi dus tacâmul de acasă. Nu am gândit. E altceva. Dar a fost ok. M-am plinit așa sufletește prin chestia care am făcut-o. Și... tânărul despre care spuneți că a rămas acum acolo și lucrează la cabinet. Cât va continua activitatea asta? V-ați propus să mențineți? Da. Când a fost acum colega mea,